Voie bună și alai de sărbătoare în Sărata Galbenă, Raionul Hâncești. Reprezentanții diferitor etnii din Republica Moldova și-au prezentat tradițiile și portul popular în cadrul Festivalului Internațional de Cântec și Dans Popular. Așa-i jocul din Străbuni. De asemenea, cei prezenți au gustat bucatele tradiționale și vinuri, iar în scoarul casei de cultură au avut parte de un târg al meșterilor populari din zonă. Festivalul a început tradițional cu parada portului popular. Am venit cu mare drag în acest sat minunat să prezentăm trei dansuri, două populare, unul bulgaresc, dintre care și mlădițele cocilienii să cânte două melodii frumoase. Avem în repertoriu și dans popular și dans etnofolk și modern. Suntem foarte fericiți că am ajuns la acest festival. Tradițiile numai decât trebuie să le ținem. Poporul nostru prin tradiții trăiește, prin aceste evenimente frumoase. În cadrul festivalului a avut loc și un târg al meșterilor populari. Până acum am fost, de fapt, sunt muzician, profesionist, dar am ajuns la pensie și ne ocupăm și noi cu instrumente muzicale. Fac fluierașă, cavale, nai. Vizitatorii spun că prin astfel de evenimente sunt păstrate tradițiile și obiceiurile care reflectă valorile și spiritul strămoșilor. Copiii noștri să vadă cum se făcea pe timpuri, cum erau jocurile din Străbuni, cum erau tradițiile și obiceiurile în general. Este binevenit asemenea festival și cred că ar fi bine în fiecare localitate să facă. Mi-a plăcut cel mai mult fetițele cum sunt îmbrăcate în rochiță și muzica. Să promovăm cultura. Să arătăm că noi ne-am uitat de unde provenim, cine sunt strămoșii noștri și să totodată să ne unim prin acest festival la care participă etniile de bulgară, găgăuză, rusă, română, ucraineană, romii. Prin acesta noi vrem să promovăm că spate de trăit și de găsit limba comună. Festivalul se află la cea de-a cincea ediție.